Noi am acumulat ca 20.000 de like-uri. Sau hai aici brăduim noi. 3.000 de like-uri. Deci dacă voi în 20 de minute n-ați făcut boost post, acolo este problema. Pentru că aici e... Eu 5 o fac. Creăm campanii, creăm nivelul 2, alegem la nivelul 3 o postare existentă, încărcăm, dublăm nivelul 2. Cursul a fost destul de util, doar că trebuie să ai foarte multă voință și dorință ca să înveți, ca să asimilezi toată informația pe care ai primit-o la acest curs. Deci nu este simplu, nu este just Facebook cum nouă ni se pare. Este mult mai complex și trebuie să ai dorință și plăcere ca să înveți acest curs. Haideți să facem ce aici trebuie să facem. Business manager, cont de publicitate, oameni, audiență, pixel, te trebuie și ca la o gospodină toate polăcii. Pentru că dacă nu ești polăcii, ți-e greu să creezi strategie. Plus la toate, a fost un curs nu doar despre Facebook, dar a fost un curs care a abordat unele probleme de marketing de general. Strategiile de marketing și despre alegerea strategiilor corecte. Jișina din cursul start. Recomand orice postare care voi o promovați, o promovați pe platforme diferite. Se schimbă targetul, se schimbă perioada, se schimbă bugetul, se schimbă postarea, se încarcă, se dublează iar. Schimb targetul, postare, perioada se încarcă. La final voi trebuie să aveți o structură care să lucreze, aici pot fi stâns sau să lucrezi la discreția voastră. Am început inițierea unei campanii, am început prima mea postare promovată. Învățăm! Știți voi ce spuneți pe Facebook? Eu încă am 10 bucks-uri. CPM-ul meu este de 1.5, maximă să mă vadă 6.000 de oameni. Apoi că găsește în Moldova 6.000 de oameni. Facebook se uită și la domnul Șen se îmbrășește cu oameni, la Cahul se îmbră 25, aici în Chișinău mai mult, în Chișinău mai mult, și că el așa vă redistribui. Asta desuri e necalitativ. De ce? Pentru că el arată și care nu sunt ocupați. Dar dacă femeile cu vârsta 18-35 din Chișinău, își cele mai scumpe. Dacă voi asetați pentru femei de vârsta 65 din Sărată Galben, la voi reclamă poate și ieftin de tot. Ha, un băiat extraordinar, cu idei foarte bune, dar după cum spuneam, Dumitru-i trainerul care de fiecare dată când vine cu idei nouă, eu am mai mult de lucru. Bravo, că ați avut răbdarea serilor acestea să interveniți în cadrul programului.